Salutare, exact cum spune și în titlu, acum puteți găsi pe site-ul nozentel.ro plăci de la miliția, marcă românească. Este o marcă românească ce datează din anul 2005. Știu că am avut și eu o placă miliția prin 2008-2009. Au avut și o perioadă scurtă de pauză, dar anul acesta am văzut că s-au băgat tare și pe tricouri și pe haine și pe plăci din nou. Au făcut grafică faină și am zis că trebuie neapărat să am marca asta la mine în shop. Așa că am luat contactul cu cei de la Miliția Skateboarding și am adus în shop mărimi 7.8 și 8.0 acest model. Momentan au grafica aceasta. Vin cu grip tape gratuit inclus și sunt 199 de lei cu grip inclus. Ce mi-a plăcut foarte mult la marca Miliția este că s-au gândit foarte, foarte, au fost foarte inteligenți când au dat denumirea asta, la modul, de ce să nu pun eu numele de Miliția, adică bine, poliția de astăzi, care poliția nu te lasă să dai pe skate colo, deci hai să-i dau numele de Miliția, cum se numeau în perioada comunistă, știi, și să fac eu o sigla asemănătoare și cu sigla pe care am avut-o noi pe steagul Republicii Socialiste Române, mă rog. Și a fost o mișcare destul de inteligentă, sună destul de interesant, Miliția Skateboarding, și arată destul de interesant să faci așa scrisurile foarte retro, sigla inclusiv și scrisul, nu știu, e foarte interesant. Bineînțeles, nu face nicio propagandă la comunism sau ceva de genul, e doar la caterincă, pur și simplu. Așa că luați-vă plăci de la Miliția, e un brand românesc, și susțineți mișcarea românească. Nu uitați, sunt și puțin mai ieftine, 199 de lei cu tot cu grip. Le puteți găsi pe nozentel.ro. Numai bine. La fel și tricourile, am văzut foarte multe tricouri. Salutare!